Încep prin a-i transmite un mesaj covrigarului șef, care nici astăzi nu și-a pus în CV lucrurile esențiale care definesc o carieră serioasă, adică când și-a luat diploma de bacalaureat, când și-a luat diploma de universitate, faptul că a fost doctorant 6 ani de zile la Academia SRI, deja a trecut-o sub tăcere, și care nici astăzi nu știm care a fost primul lui loc de muncă și la ce vârstă a muncit pentru prima oară. De ce ți-e frică, nu scapi. Și andramaua voastră, cu tot sprijinul sistemului și al trădătorului Iohannis, va fi spulberată de vântul schimbării, pentru că există o Românie care astăzi este tăcută, dar o Românie care dezaprobă tot ceea ce se întâmplă astăzi, modul în care guvernați, modul în care vă bătăți joc de cetățeni, modul în care guvernați numai pentru clientela politică și pentru cei pe care îi manipulați și îi țineți în sărăcie, subdezvoltare și dezinformare. Am un mesaj și pentru domnul Bode, domnul Ciucă, și aici mi-aduc aminte de un banc la care am râs cu lacrimi. Domnul Bodeș cu domnul Ciucă se comportă ca doi milițieni, dar nu sunt totuși milițieni. Și acum cred că înțeleg de ce n-au reușit să ajungă milițieni, dar se comportă totuși ca milițieni. Era un banc care spunea următoarele lucruri. Cea mai grea întrebare la examenul de admitere în miliție era următoarea. Asta e dreapta, asta e stânga. Le amestecăm. Care-i dreapta? Care-i stânga? Tot ce fac milițienii care n-au ajuns milițieni pentru că n-au știut să răspundă la întrebarea asta, demonstrează acest lucru, că nu știu care-i dreapta și care-i stânga. Din cauza asta am să le răspund eu. Dreapta este aici. Dreapta este în dreapta unită care este constituită din formațiuni politice de caracter care chiar dacă au diferențe, respectă cetățeanul, respectă democrația, drepturile și libertățile individuale, nu acceptă să mintă, nu acceptă să fure, nu acceptă să manipuleze și nu acceptă să-și bată joc de cele mai importante obiective fundamentale ale acestei națiuni. Dreapta înseamnă să pui pe primul plan omul, cetățeanul, nu tribul de partid. Dreapta înseamnă să sprijini mediul privat, întreprinzătorii, angajații din privat, pe toți oamenii care muncesc sau care au muncit o viață și nu să sprijini birocrația statală. Dreapta înseamnă meritocrație, nici de cum sinecurism politic practicat pe scară largă de PSD și de PNL. Dreapta înseamnă egalitate de șanse, așa cum spune Constituția și cum spune doctrina liberală, egalitate în fața legii, fără privilegii, fără discriminări. Dreapta nu înseamnă pensii speciale, nu înseamnă privilegii și discriminări pentru cei care sunt puternici și care sunt utili în menținerea puterii, de la cei care fac parte din sistem. Dreapta înseamnă transparență, înseamnă dreptul cetățeanului, înseamnă conducere deschisă prin consultare publică și în respect față de cetățean, nu decizii luate în pădure, nu decizii care sunt servite pe masă unor lideri politici de mucava care nu fac altceva decât să se lase coordonați de cei care sunt în umbră și care nu-și asumă nicio răspundere pentru aceste decizii care, din păcate, au nenorocit România. Astăzi, speranța renaște în România. Astăzi, orice om care își dorește altceva pentru țara asta, care crede cu adevărat în progres, în inițiativă, în responsabilitate individuală, în capacitatea fiecărui om de a reuși în viață, în capacitatea de a avea în sfârșit în țara asta o conducere care să iubească țara asta și care să o ducă în direcția corectă. Astăzi, toți acești oameni au o soluție. Destul am ales între două rele. Astăzi nu cred că avem voie
să lăsăm românii să aleagă din nou între două rele, adică coaliția imposturii și trădării formată din PSD și PNL și opoziția cu claxon și cu caroserie care a fost inventată de PSD și PNL. Astăzi, românii nu mai au de ales între două rele. Astăzi, noi construim alături de ei soluția cea bună. Suntem la 34 de ani de la Revoluție și în loc să constatăm că suntem mai aproape de idealurile celor care au ieșit în stradă la Revoluție, de a avea o democrație autentică, fără nomenclatură, fără privilegii, fără securitate, dimpotrivă, parcă ne-am întors în timp și ne-au adus pesediștii și peneliștii și opoziția de operetă inventată de PSD și de peneliști ne-au adus parcă mai aproape de anii 89 decât de ceea ce speram fiecare dintre noi.